Doamne ajută, vă spune Mihai Silviu Chirilă, după prima săptămână din post în care ne-am recules și ne-am ocupat de cele sufletești, aș vrea să revin cu o emisiune și sper sincer să nu fiu pus în situația de a tot argumenta în favoarea Mitropoliei Moldovei din Chișinău. Sper să se termine la un moment dat această dispută, pentru că dacă trebuie să continue, eu nu mă consider vinovat pentru faptul că trebuie să spun adevărul și să mărturisesc că Mitropolia Moldovei din Chișinău este Mitropolia Canonică a poporului din Republica Moldova și nu Mitropolia Basarabiei. Voi face o emisiune astăzi tot despre Mitropolia Basarabiei și voi demonstra cu actele Patriarhiei Române că Mitropolia Basarabiei nu este canonică, în timp ce Mitropolia Chișinăului este canonică. Și voi demonstra acest lucru de data aceasta cu un document al Patriarhiei Române care se numește Delegația ierarhilor care au participat la sinodul din Creta din 2016. Așa cum știm cu toți, în 2016 a avut loc un sinod în Creta, un sinod care a dat niște hotărâri foarte greșite, un sinod care a produs o mare tulburare în Biserica Ortodoxă din toată lumea. A dat niște hotărâri greșite pentru că la acel sinod ecumenismul a fost legitimat ca formă de comunicare cu ereticii din afara bisericii și ereticii din afara bisericii au fost considerați biserici și confesiuni, adică s-a atribuit în mod sinodal termenul de biserică celor care nu sunt partea Bisericii lui Hristos, care sunt în afara bisericii pentru că sunt eretici sau schismatici. Pe lângă aceasta, sinodul a relativizat și canonul 72 de la sinodul 5-6 ecumenii care interzice căsătoriile mixte, a relativizat postul, lăsându-l la latitudinea ierarhilor care pot să hotărască când și unde să se facă dezlegări de post și, nu în ultimul rând, a relativizat inclusiv principiul că nu pot să existe două biserici ortodoxe în aceeași țară. Da? A spus acolo la capitolul diaspora ortodoxă, da, e adevărat, corect ar fi să nu existe două biserici ortodoxe în aceeași țară, dar până când o să rezolvăm problema asta, o să existe o conferință episcopală condusă de Patriarhia Ecumenică. Adică au transformat Patriarhia Ecumenică dintr-o patriarhie fără niciun fel aproape niciun fel de reprezentare la nivel planetar, într-o patriarhie care are în toate țările unde este diaspora rol primordial. Sinodul este, din toate punctele de vedere, un sinod care va intra în istoria Bisericii Ortodoxe ca un sinod eretic. Dar ceea ce ne interesează pe noi acum nu este neapărat caracterul său eretic, deși afirmăm că este un sinod eretic. Ceea ce ne interesează este că, din punctul de vedere al celor care au făcut acest sinod, adică a patriarhilor și mitropoliților care au participat la acest sinod și care și în ziua de astăzi, în propaganda lor oficială, spun că este Marele și Sfântul Sinod întrunit pentru prima oară după 1500 de ani, după 1300 de ani, de la ultimul sinod ecumenic, acest sinod rămâne pentru ecumeniști și pentru propaganda oficială, rămâne întâlnirea dintre episcopi în care s-a manifestat deplin, zic ei, deși au participat 10 patriarhii din 14, sinodalitatea. Adică episcopiile, mitropoliile, patriarhiile s-au întâlnit la cel mai înalt nivel, s-au recunoscut unii pe alții, s-au considerat canonici unii pe alții și au realizat ceea ce numește propaganda o sinodalitate, o întrunire prin care bisericile participante s-au unit, s-au recunoscut unele pe altele și au făcut o mărturisire comună. Că mărturisirea este eretică, am spus. La acest sinod, Patriarhia Română a participat, Patriarhia Rusă nu. Patriarhia Rusă înțeleg că nu a participat pentru că a refuzat să... Patriarhia Rusă a propus niște amendamente la documentele sinodului din Creta, iar Patriarhia Constantinopolului le-a refuzat. Și din acest motiv, rușii, în ultimul moment, au refuzat să participe. Ce ne interesează pe noi în acest film, însă, este acest detaliu. Lista celor care au participat din partea Patriarhiei Române. Dați-mi voie să vă arăt, de pe basilica.ro, un document.
datat 8 iunie 2016, membrii delegației Patriarhiei Române care vor participa la Sfântul și Marele Sinod, și citesc pe primii 9, Preafericitul Părinte Daniel, Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Înalt Preasfințitul Ioan, Înalt Preasfințitul Părinte Iosif, Înalt Preasfințitul Părinte Serafim și Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox al celor două Americi. Deci, aceasta este lista mitropoliților români, cu excepția Părintelui Nicolae al Americilor, care este doar arhiepiscop, dar este arhiepiscopul mitropoliei celor două Americi, este lista mitropoliților români care au fost trecuți pe lista de participare. Din 10 mitropolii pe care le are Patriarhia la ora actuală, da? Din 10 mitropolii, constatăm că sunt trecuți 9 mitropoliți. Lipsește unul singur, și anume lipsește mitropolitul Petru Pruteanu, mitropolit al Basarabiei. Deoarece în statutul BOR, puteți să vă uitați, sau în grila de organizare a Patriarhiei Române de pe site-ul patriarhia.ro, apare și mitropolia Basarabiei. Ca cea de-a noua, sau nu, ca cea de-a este trecută după mitropolia Banatului pe poziția a șaptea, da? Ei bine, pe poziția a șaptea nu mai apare mitropolia Basarabiei în delegația care a participat la Creta. Mitropolitul Petru al Basarabiei este singurul mitropolit care nu a fost trecut nici el, nici altcineva din mitropolia Basarabiei pe lista de participanți la Creta. Toți ceilalți mitropoliți români au fost trecuți pe lista de participare la Creta, deoarece probabil Patriarhul Daniel a vrut să aibă consensul tuturor mitropoliților din România și cred că ar fi fost destul de neplăcut să vedem, și ar fi ridicat multe semne de întrebare cum ridică absența mitropolitului Petru Păduraru faptul că un mitropolit 2-3 n-ar fi participat și ceilalți ar fi participat. De aceea Patriarhul Daniel i-a pus pe listă pe toți mitropoliții de limbă română, pe toți mitropoliții români, în afară de unul singur, și anume mitropolitul Petru al mitropoliei Basarabiei. M-am uitat de curiozitate pe site-ul patriarhia.ru. Pe site-ul patriarhia.ru, la data de 4 mai 2016, apare un articol al cărui titlu este tradus în limba română: a fost aprobată componența delegației Bisericii Ortodoxe Române pentru participare la Sinodul Panortodox, la Soborul Panortodox. Numai titlul este tradus în limba română, restul este în limba rusească, dar puteți să găsiți, cum am făcut și eu, cu Google Translate. Și pe poziția a treia, aici, dacă vă uitați cu atenție, în delegația rusească îl avem pe mitropolitul Vladimir al Chișinăului și întregii Moldove. Deci, dacă ar fi avut loc, dacă Biserica Ortodoxă Rusă ar fi participat la sinodul ecumenist din Creta, slavă Domnului că n-a făcut-o pentru ei, pe poziția a treia a delegației sinodului Bisericii Ortodoxe Ruse s-ar fi aflat mitropolitul Vladimir al Chișinăului și al întregii Moldove, adică mitropolitul canonic al Bisericii Ortodoxe din Moldova. Iar în delegația României nu s-a aflat nici o secundă mitropolitul Petru al Basarabiei. Deci dacă Patriarhia Rusă ar fi participat la sinod, la sinodul din Creta, la sinodul din Creta unde, v-am spus, s-au adunat toți ierarhii de vază ai Ortodoxiei, Biserica Ortodoxă din Moldova ar fi fost reprezentată de mitropolitul Vladimir și nu de mitropolitul Petru Păduraru, care a fost ignorat sau
nu a fost trecut pe lista de participanți la sinodul din Creta sub nicio formă. Cred că asta ar trebui să vă spună câte ceva, da? Despre care este adevărata Biserică Ortodoxă din Republica Moldova. Facem precizarea că Patriarhia Rusă s-a retras sau și-a anunțat neparticiparea la data de 13 iunie, cu 3 zile înainte de începerea sinodului din Creta, și credem că pe 14 iunie nu ar fi fost o mare problemă pentru Patriarhia Română să completeze lista delegaților, mai ales că rușii lăsaseră cel puțin 20 ceva de locuri libere acolo în Creta, și să-l pună pe Petru Păduraru, pe Mitropolitul Petru Păduraru, pe listă, după ce a constatat că Biserica Ortodoxă Rusă s-a retras. Însă nu s-a întâmplat acest lucru nici după ce Biserica Ortodoxă Rusă s-a retras. Atunci ne punem întrebarea, și trebuie să ne punem întrebarea, de ce Patriarhia Română nu l-a pus pe lista de participare la Sfântul și Marele Sinod din Creta, cum îl numesc cei din Patriarhia Română, nu și eu, care îl consider un sinod eretic, pe Mitropolitul Petru Pruteanu din Basarabia. Și aici putem să ne dăm cu părerea. Nu l-a pus pentru că, să zicem, s-a temut de reacția Bisericii Ortodoxe Ruse. Că Biserica Ortodoxă Rusă ar fi putut să conteste prezența lui Petru Păduraru pe liste la sinodul din Creta. În defavoarea acestei idei vine un articol de pe un site numit teologie.net. Și dacă nu cumva mă înșel eu, acest site aparține actualului episcop Petru Pruteanu din Portugalia. Episcop al Bisericii Ortodoxe Ruse, Petru Pruteanu. Iată, acesta este articolul. Mărturisesc că este probabil primul articol scris de episcopul Petru Pruteanu, care mi se pare coerent și vrednic de atenție. E părerea mea personală. În acest articol, episcopul Petru Pruteanu, probabil pe atunci nu era episcop, dacă el o fi autorul, nu știu dacă e autorul sau nu, spune că n-ar fi motive să credem că Patriarhia Română s-a temut de reacția Bisericii Ortodoxe Ruse, deoarece la sinod a participat un episcop estonian din Patriarhia Constantinopolului, pus în Estonia în mod schismatic de Patriarhia Constantinopolului, cam cum a fost pus Petru Păduraru de către Patriarhia Română în Basarabia, și că în același timp Patriarhia Rusă a adus și episcopul ei legitim la sinod. Deci au participat și cel estonian al Patriarhiei Constantinopolului și cel estonian care ține de Patriarhia Rusă. Și Patriarhia Rusă, dacă ar fi avut, și Patriarhia Rusă, când a văzut listele acestea, nu a avut niciun fel de obiecție față de episcopul din Estonia, și spune Petru Păduraru, sau mă rog, spune teologie.net, că singura obiecție legată de teritoriul canonic pe care a avut-o Patriarhia Rusă față de listele care s-au propus a fost aceea legată de Ucraina. Deci este posibil ca în cazul în care Patriarhia Română l-ar fi propus pe Mitropolitul Petru Păduraru să participe la sinodul din Creta, este posibil, zice Petru Pruteanu și înclin să-i dau dreptate, pe modelul estonian, ca Patriarhia Rusă să nu fi avut o obiecție față de prezența Mitropolitului Petru Păduraru, în schimb ar fi avut o obiecție față de prezența lui Dumenco, de exemplu, din Ucraina. Este posibil. S-ar putea ca Patriarhul Daniel să nu fi vrut să creeze o tensiune între Patriarhia Rusă și Patriarhia Constantinopolului din pricina lui Petru Păduraru și să nu fi vrut să creeze o tensiune care să ducă
la scandalul între cele două patriarhii înainte de sinod. Ar putea cineva să zică și așa, dar dacă ar zice așa, atunci nu mai este de înțeles de ce în momentul în care Patriarhia Rusă și-a anunat participarea la Creta și a spus că nu mai participă la Creta, de ce Patriarhul Daniel nu l-a adus după aceea, în cele trei zile până la începutul sinodului, pe Petru Păduraru, tocmai pentru a-i da cuflit Patriarhiei Ruse. Și asta ne face să credem că nu doar de Patriarhia Rusă îi era frică Patriarhului Daniel, ci de prezența lui Petru Păduraru și în fața celorlalți ierarhi ai celorlalte patriarhii. Nu doar din pricina Patriarhiei Ruse la lăsat acasă pe Petru Păduraru, ci și din pricina faptului că s-a temut Patriarhul Daniel. Putem să ne închipuim că Patriarhul Daniel s-a gândit că dacă apare episcopul Petru Păduraru, există riscul ca și alții din alte biserici să refuze să-l recunoască ca episcop participant și să iasă un scandal din care se iasă foarte prost delegația română. Motiv pentru care nu l-a mai trecut pe listă. Dar aici ne gândim și la alt aspect. Dacă Petru Păduraru este mitropolitul unei mitropolii canonice, așa cum susțin apărătorii etnofiletiști ai mitropoliei Basarabiei, sinodul din Creta era cel mai bun moment din istorie pentru ca Patriarhia Română să vină și să se jăluiască în fața întregii biserici ortodoxe din lume și să arate toate dovezile alea pe care încearcă preotul Mihai Aldea să ni le arate în favoarea canonicității Mitropoliei Basarabiei, cum au suferit și cum nu se aplică canoanele, cum dacă s-a luat Mitropolia cu sila, Episcopia Chișinăului este necanonică, așa cum spunea preotul Aldea în penultimele sale filme, sau cum a încercat să demonstreze că toți ierarhii români au fost persecutați de comuniști, deci mitropolia este necanonică. Așa cum spune în ultimul film, după ce eu am făcut un film în care i-am arătat varianta canonică și i-am arătat adevărul canonic, a continuat să spună că au suferit și dacă ierarhii ruși au persecutat, înseamnă că mitropolia nu e canonică, deși ierarhii români au fost persecutați și acolo, în Republica Moldova și în România. Și nu numai ierarhii ruși au fost persecutați, nu numai ierarhii din Moldova au fost persecutați de către comuniști, de către regimul ateist, nu de către Patriarhia Rusă, ci și ierarhii ruși din Patriarhia Rusă au fost persecutați. Și acest fapt nu înseamnă în niciun caz că canonicitatea nu este reală. Pentru că în decursul istoriei au existat o grămadă de ierarhi care au fost, aș vrea să-i atrag atenția episcopului, preotului Mihai Aldea, că Sfântul Ioan Gură de Aur a fost el însuși scos pe nedrept din scaun și în scaunul său a fost pus un alt episcop. Fără ca asta să însemne în vreun fel că și-a fost scos de atâtea ori și s-a tras și moartea de aici. Fără ca asta să însemne că episcopia din Constantinopol și-a pierdut canonicitatea. Același lucru s-a întâmplat în Balcani, între patriarhii, în episcop greci scoși de episcop bulgari, episcop bulgari scoși de episcop sârbi și așa mai departe. Fără ca vreodată acest lucru să ducă la declararea ca necanonică a episcopiei. Deci putea să vină Patriarhul Daniel cu toată această amalgam de pseudodovezi, de păreri personale ale preotului Aldea. Putea să-l ia pe preotul Aldea, Patriarhul Daniel, că se pare că între timp l-a ridicat la rangul de ideolog al etnofiletismului românesc, de tolog al etnofiletismului românesc și preotul Aldea riscă să intre în istorie ca fiind cel care a sistematizat și a expus cel mai bine erezia etnofiletismului în România,
putea să ia toate dovezile acestea ale lui, dacă ele au vreo valoare, eu am demonstrat că ele n-au nicio valoare, dar dacă ele au vreo valoare, putea să ia toate aceste dovezi ale lui, dovezile produse de mercenarii la Active News, putea să ia și părerile personale ale preotului Eftimie Mitra, putea să ia puțin și opiniile părintelui Lavrentie Carp despre etnofiletism și faptul că el n-ar prea exista, și se putea duce Patriarhul Daniel cu toată această echipă pe care și-a format-o acum pentru a promova agresiv Mitropolia Basarabiei în Republica Moldova și pentru a încerca, fără niciun fel de succes, să-mi închidă gura mie și celor care contestă falsitatea acestei structuri bisericești create de Patriarhia Română în țara vecină, le ducea toate la sinodul din Creta și dacă se ivea vreo discuție despre faptul că Petru Păduraru n-ar fi episcop adevărat, putea să le arate și putea să le introducă pe ordinea de zi și, să-l apere pe mitropolitul Petru Păduraru și să dobândească acolo dreptatea pe care o revendică Patriarhia Română și să fie recunoscută această organizație numită Mitropolia Basarabiei ca fiind adevărata biserică din Republica Moldova. Putea să facă, era o ocazie extraordinară. Ce ocazie mai bună decât să ridici problema Mitropoliei Basarabiei, putea să prezinte decât sinodul din Creta. Dar Patriarhul Daniel n-a făcut acest lucru. N-a făcut acest lucru. Deoarece Patriarhul Daniel știe că Mitropolia Basarabiei este o născocire a sa și că ea nu este biserică canonică. Patriarhul Daniel știe că adevăratul reprezentant al Mitropoliei Moldovei, a ortodoxilor din Republica Moldova, este Mitropolitul Vladimir, cel care fusese pus pe listă să participe la sinodul din Creta. Pentru că el nu se temea de nimic. Patriarhia Rusă nu se temea că ar avea vreo problemă de canonicitate. Patriarhul Daniel nu a vrut ca să-i fie respins acest participant la Creta și să îi se spună de către ceilalți membri ai sinodului din Creta că Petru Păduraru nu este episcop real și mitropolia sa nu este mitropolie reală. Înțelegeți? Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Din acest motiv, Patriarhul Daniel a refuzat să îl ia cu el pe Petru Păduraru. Sigur, s-ar putea să fi contat și faptul că el a fost oprit de la slujire. S-ar putea să fi contat și acest lucru. Vedeți? Dacă a contat acest lucru, asta ne arată exact ce am spus eu în filmul anterior dedicat părintelui Mihai Aldea, că hotărârea Sinodului Bisericii Ortodoxe Române din 29 februarie, în care spune că catelisirile date preoților și credincioșilor, catelisirile și afurisirile date preoților respectiv credincioșilor din Republica Moldova din Mitropolia Basarabiei, pe motiv că sunt membri ai Bisericii Ortodoxe Române, sunt considerate nule și neavenite de către Patriarhia Română. Dar când s-a prezentat în fața restului Bisericii Ortodoxe, Patriarhul Daniel nu a avut curajul să-l ia pe un episcop oprit de la slujire, pentru că el știa că oprirea sa de la slujire este considerată doar de către el la București ca fiind inoperantă și că acela este mitropolit în continuare. Dar s-a temut ca nu cumva celelalte biserici să nu considere că este nulă neavenită și să spună: de ce ne-ai adus aici între noi, ca și când ar fi unul dintre noi, pe unul care este oprit de la slujire și care nu are voie să fie preot, să nu are voie să facă cele sfinte. Cum să slujim noi cu el, cum să stăm de vorbă cu el și să luăm decizii împreună cu el? M-ați înțeles, părinți, care sunteți în Republica Moldova, care sunteți și ascultați discursurile sfărăitoare ale preotului Mihai Aldea sau ale preotului Eftimie Mitra, care încearcă să vă convingă
Că nu, caterisirile pe care le dă mitropolitul Vladimir n-au nicio valoare și sunteți în continuare slujitori ai altarului și uite, vine Părintele Eftimie Mitra și slujește împreună cu dumneavoastră Sfânta Liturghie și că așa a hotărât Părintele Aldea că ele nu au niciun fel de valoare și dacă a hotărât Părintele Aldea că ele nu sunt valoroase și că ele sunt inexistente, atunci așa trebuie să fie, nu? Ei bine, înțelegeți din gestul Patriarhului Daniel de a nu lua pe Mitropolitul Petru Pădurarul la Creta. Faptul că Mitropolitul știa adevărul despre natura canonică a persoanei episcopului Petru Pădurarul, știa că oprirea sa de la slujirea celor sfinte este canonică și că nu numai rușii ar putea să o să o invoce, dar ar fi putut să o invoce și alții, că dacă se temea de ruși, după ce rușii și-au anunțat lipsa de la sinod, putea să-l treacă pe Petru Pădurarul la delegație și să-l ia cu el. Era puțin cam neortodoxă treaba, adică să faci o delegație și să mai adaugi în delegație pe cineva după ce ai trimis deja delegația, dar sunt convins că se rezolva. Numai că Patriarhul Daniel s-a temut și de reacția celorlalte biserici. Ceea ce arată că el știa că acea caterisire a lui Petru Păduraru, acea oprire la slujirea episcopului Petru Păduraru este operantă, adică este reală. Așa cum reale sunt și opririle la slujirea ale preoților din Republica Moldova, de la Mitropolia Moldovei și Chișinăului și asigurările pe care Patriarhia le dă prin hotărârea sinodului din 29 februarie și prin vorbăraia echipei care a fost pusă să promoveze sau care o face de bunăvoie. Habar n-am dacă a fost pusă, nu pot să-i acuz pe oamenii ăștia fără să am dovezi, dar care se vede că s-a creat o echipă și, care s-a apucat să promoveze agresiv și extrem de necreștin prin niște atacuri mărșave la persoană, prin niște linșaje mediatice să apere etnofiletismul și structura din Republica Moldova numită Mitropolia Basarabiei, Patriarhul știa adevărul. Și acum trag speranța că și domniile voastre, văzând acest gest, știți și dumneavoastră adevărul. Mărturisesc că dacă citiți articolul episcopului Petru Proteanu, sau mă rog, teologie.net, presupun că e al episcopului Petru Proteanu, habar n-am dacă este al lui sau nu, că nu se semnează nimeni. Dar eu așa știam că teologie.net aparține preotului, de pe atunci preotul Petru Proteanu și acum actual episcop. Și autorul acestui articol este de opinia aceasta că Patriarhul Daniel a vrut să nu se creeze o problemă în sinod și să nu existe oarecare. Bun, și dacă problema era persoana episcopului Petru Păduraru și faptul că este ținut de la slujire, este oprit la slujire, cred că exista și opțiunea ca Mitropolia Basarabiei, dacă era canonică, să trimite un alt episcop în locul lui Petru Păduraru, care să-i țină locul. Dar nici asta nu s-a întâmplat. Un episcop hirotonit, corect, care să nu aibă probleme de oprire la slujire, dar nici asta nu s-a întâmplat. Ceea ce ne arată că nu numai persoana lui Petru Păduraru era cea care l-a determinat pe Patriarhul Daniel să nu-l ia la Creta, ci și structura însăși. Aici pe teologie.net există chiar o referire pe teologie.net există o referire la teoria este promovată și în relație cu Timocu, unde conflictul deschis cu Patriarhia Serbiei a ajuns la cote maxime. Dar cât de bine și de corect este ca într-un singur teritoriu există două mitropolii autonome? Adică ne dă de înțeles articolul de pe teologie.net că și în Serbia ar exista o asemenea problemă creată de Patriarhia Română cu acea episcopie numită a Vârșețului, cred,
dacă nu mă înșel, dacă o fi vorba despre aceea. Așa cum vedeți că există și în Ucraina o problemă creată de Patriarhia Română, prin faptul că la sinodul din 2024 s-a dat binecuvântarea să se facă Biserica Ortodoxă Română din Ucraina și autoritățile bisericești, atât cele canonice cât și schisma din Ucraina au reacționat foarte dur, ceea ce ne duce cu gândul că dacă la un moment dat Patriarhia Rusă va dori să ia atitudine și să întrerupă comuniunea cu Biserica Ortodoxă Română și să o acuze de schismă, avem toate șansele ca, alături de Patriarhia Rusă, de Biserica Ortodoxă din Ucraina, să se alăture și Biserica Ortodoxă din Serbia, poate și cea din Bulgaria, care să ne condamne pe noi românii ca schismatici. Din acest motiv fac eu aceste filme, nu pentru că, așa cum mint părinții Mihai Aldea și mai ales părintele Eftimie Mitra, care pare a fi prins efectiv de un demon al răutății și al urii desăvârșite față de mine și față de mesajul pe care, adevărul pe care îl spun, aș fi eu filorus sau rusofil sau rusofon. Părintele Mihai Aldea, făcând o confuzie între rusofil și rusofon, a spus că eu fac propagandă rusofonă. Îmi pare rău. Eu nu fac niciun fel de propagandă și cu atât mai puțin rusofonă, pentru că nu sunt vorbitor de limbă rusă. Rusofon, părinte Aldea, înseamnă vorbitor de limbă rusă. Nu am niciun fel de afecțiune, de atașament față de Biserica Ortodoxă Rusă, față de Rusia în general, față de rusism în general. Eu îmi apăr Biserica Ortodoxă Română de greșelile proprii pe care le fac în acest moment, pentru că nu mi-ar plăcea ca într-o bună zi să mă aflu într-o biserică condamnată de toate bisericile din jur ca fiind schismatică. Asta este tot. Hristos știe acest lucru, eu știu acest lucru și cei care vor să continuă această campanie necreștină, rușinoasă, de denigrarea mea, o campanie dusă în postul Sfintelor Paști, în numele unor principii pur etnofiletiste, care n-au nicio legătură cu teologia, n-au decât să facă ce vor ei. Pe mine nu mă interesează campania lor, nu mă afectează absolut deloc, fiindcă eu știu adevărul și nu mă vor opri să spun adevărul pe care l-am spus acum, cu dovada pe care v-am arătat-o din documentele pregătitoare ale sinodului din Creta, și anume că, confruntând cele două liste ale participanților din Creta la ceea ce ecumeniștii numesc cel mai mare sinod de la ultimul sinod la Nicea din 787 încoace, un prilej pentru a arăta deplina sinodalitatea Bisericii Ortodoxe, constatăm. Biserica Ortodoxă din Moldova a avut ca reprezentant la acest sinod, care n-a participat din alte motive, din motivele pe care le-am spus mai devreme, pe mitropolitul său canonic Vladimir și nu pe mitropolitul Petru al Basarabiei, care a fost exclus de pe listele de participare la Creta din prima și nu a participat la acest sinod. Doamne ajută-mi!